Eu salut, frate, eu sunt Alexandru Vaxi, vă găsit, ați o promovare la un server de Minecraft și vreau să vă zic că, ca să jucați pe acest server, trebuie să aveți versiunea de Minecraft 1.12 și tot ce trebuie să faceți încă va fi în descriere, veți descărca launcher și după aceea o să vă cea să vă puneți un nume, eu o să vă puneți un nume, după aceea o să selectați acolo, o să căutați versiunea 1.12, intrați acolo, intrați pe Minecraft, pe launcher. Și da, după aceea, dacă nu vă merge, descărcați Java, că vă trebuie. Și după aceea puteți intra pe Minecraft. Și după aceea o să aveți adresa serverului în descriere. Stai să dau muzica off. Ce trebuie să faceți, e bine, și eu l-am notat server cool. Nu contează. Server momentan nu avem nevoie de mai multe donații, că este în teste serverul încă. Puteți intra, dar avem nevoie de donații, mai multe survival și avem nevoie de 10 euro ca să facem. Facem mai bun. Eu o să revin când o să mă loghez. Am revenit, fraților. Nu știu ce sunt în apă. Bun, sunt la spawn. Hai să vă prezint o comandă care îmi place mie, o să-mi pun Fresh Skin Premium. Și atunci cei care sunt pe sus vor fi stresi. Adresez skin. Asta. Zice, eu skin ați bine change, dar nu știu ce nu s-a schimbat. Eu o să admit după cum citeți vedea. Ok, Java. Aici avem reguli, random teleports. Poți te teleportezi random. Serverul momentan e survival. Respawn. Spawn, mă scuzați. Ca să ducem înapoi la spawn. O să dați first fly. Modul zburător s-a dezactivat. Și fly s-a activat. Nu știu ce zice că-s membru. Vezi game mode. Vedeți că acum sunt pe modul creativ și pot să-mi iau ce item-i vreau. O să-mi iau o sabie și o armură. O să-mi iau momentan decât atât. Sunt pe aici foarte de treabă, vă recomand serverul. Dacă o să fiți activ, o să vă dea, dar o să donăm și nou măcar 2 euro pentru ceva de aici, un kit, pentru că ca să ținem serverul un frâu în picioare, că altfel decât două ore poate să decât câteva săptămâni poate să stea, sau câteva luni. Hai să-mi pun și eu helmetul și acum să-mi pun pe game mode 1. Pe game mode 0, mă scuzați. Gata, m-am setat pe modul normal și vreau să-mi schimb skin-ul, neapărat skin. Skin. Hai că dau skin. Am selectat pe space să pun în pauză skin șmecher. Acest jucător premium cu această personalizare nu există, nu există. A schimbat alea. Cum mi-a zis că a schimbat server. Ok, deci o să pun skin premium. Nu vreau să vă mai prezint în asta. Mi s-a pus skin-ul ăsta. Premium. Revenim aici să regulile. Unde o să vă zic că regula nu înzura, nu check și de la staff, nu înzura, nu fă buguri. Da, reguli clasice. Aici avem o lista de teleportări, PvP, aici poți să te baci, asta nu sunt modul de joc neapărat. Enchant, aici poți să, de aici îți poți pune vrăji pe itemele tale. Anvil, aici poți să îți combini foarte ușor itemele cu mai multe enchanturi de zâmb de XP-uri și pescuit de aici poți pescui foarte ușor. Și sop de aici apăs cu pasi, da. Hai repede, aici avem kiturile, că avem distrugător și ăsta e protecție. Donator, cei care donați suprim, ăsta e cel mai bun suprim. Ai primit, eu sunt admin așa că am primit suprim gratis. Lucrez la server și am primit, da, un abonat de-al meu a zis că este asta pe un live. Eu sunt deja și vezi că pot să-mi pun armură, etc. Da, și joc de pe laptop. Am și de asta. Supreme îți dă cam asta, asta e cel mai bun kit după server.
Și da. Și voi Survival, ca să vă teleportați la Survival, vă duceți aici la Random Teleport. Sau la teleportă de la acest clip, aici ați vă duceți pe... Nu aici. Aici aveți kit-urile și na. Și voi Survival momentan, scris acolo cu ce ai făcut. El a făcut pe toate, 8 zile a durat și a stat și noaptea. Momentan eu sunt sigur care sunt pe server. Și cam așa arată serverul. Acum joc de pe laptop. După cum puteți vedea. Și cam asta e spawn-ul. Pot să dau și cu fly, dar acum nu pot. Încă. Și cam așa arată serverul, fraților. Hai să mergem și la random teleport. Ne va teleporta random. Cred că pe o lume ceva. Cred și voi că eu acum am skin premium ăsta, cred că pot să le aduc cât eu sau albinii. Momentan am banat pe cineva din staff care a înjurat și care a abuzat. Am vrut să fac această promovare direct, dar n-am avut timp. Asta să mă scuzați. Și cam asta arată serverul momentan. Serverul momentan e gata, aproximativ. Avem nevoie de 10 euro pentru a adăuga mai multe minigame-uri. Nu uitați să donați și să apăsați butonul de like ca să ținem serverul. Ok, și astea sunt itemele care îți dă la Supreme cel mai bun kit. Cred că tu o să donați pentru el, nu sigur cum vi-l dă. Dar, na, și voi este destul de ok, vă recomand. Vreau să mă duc la spawn. Frumos. Și da, aici stau la spawn, frumos, foarte frumos, spawn-ul e un decât e foarte elegant făcut de el. Vă recomand dacă aveți funcția de admin să nu spargeți lucruri pe aici, că am muncit destul de mult și nu-i frumos, ok? Bun, acum aici avem mai multe lucruri, mă bucur că ești pe server alături de noi. Dacă găsești bug-uri, nu uitați să le raportezi la un administrator. Dacă găsești bug-uri, să le raportați mie sau la administratorul online, dacă sunteți pe server. Cum am spus, serverul, ID-ul serverului va fi în descriere și cam asta e serverul. Momentan aici nu știu ce asta, mod opțiune. Aș și dau disconnect, îmi pare rău. Cam asta e serverul. Ca și la adăugați dați aici la server și puneți aici adresa din descriere. Aici nu contează ce nume puneți, eu am pus server cool. Și aici, asta e adresa serverului. Aici puteți spune ce nume vreți voi. Și da, dați dan. Tot să aveți un nume valid, adică nu, un nume mai micuț, un nume foarte mare. Și cam asta. Puteți intra pe server. Eu am fost Alexandru Vac și sper că v-am ajutat. Sper că o să intrați pe server. Vezi și voi că m-am intrat în Survival. Eu am fost și acolo poți face în zona PvP, poți să faci PvP. Hai să vă prezint dacă tot facem promovare. Ok, tot să ne logăm. Login. Ok, am revenit, m-am și logat și acum mergem la teleportări. Și o să vă prezint zona PvP, unde aici m-am luptat eu cu băieții mei, prietenii mei. Aici poți face PvP cu prietenii, m-am bătut cu unul cu pumnii, aici. Și chiar nu văd cum se salvează, după cum vor. Dar dacă scrie premium, ok, și eu skin change, dar vedeți și voi că nu s-a schimbat, e puțin buguit. Oricum mă interesează dacă pe de itemele că pot să iau orice kit vreau, pentru că sunt admin, sunt funcția maximă. Acum ar veni pe locul 2 și pe locul 1 este staff-ul. Nu staff-ul, eu fac parte din staff. Dacă vreți și voi să faceți parte din staff, faceți și vă nu uitați să donați sau să intrați pe server să fiți activi. O să bag acum... Nu cred că abuzez chiar mult cu comenzii astea, îmi pare rău dacă... Nu prea joc pe server-urile astea. Dar eu mi-mi place mult PvP-ul, dar serverul ăsta momentan singurul PvP ăsta care e zona PvP în care poți să te aduni cu câțiva prieteni și te baci aici. Cu pumnii cum vrei, staff-ul nu te va încurca, va zbura și se va uita. Serverul momentan e gol, vezi, eu sunt singurul pe server momentan. Dacă o să vorbesc cu băieții pe Discord, atunci o să mai vedem. Eu încă mai o să mai vorbim pe Discord. Și o parte, dacă vreți, o să faceți și un episod cu ei, să ne prezinte mai mult serverul, să spună plugin-urile și ce chestii a folosit pentru a face acest server. Ei bine, scrieți aici că a fost făcut prin Fiat Board. El a căutat el pe net un ceva
acolo ceva a făcut și după aceea el a făcut totul și el a făcut de la zero tot.